Am descoperit locul ăsta la 18 ani. 17-18 ani, cam așa. Eram clasa 12-a, cred. M-a dus aici prietena mea. Era exact o săptămână înainte de sărbătoarea de Paști. Sunt denile. Și se înconjoară biserica, se trece pe sub masă. Mi s-a părut că e un loc plin de energie și energie pozitivă și un loc unde poți să stai și să-ți așezi gândurile și dacă ai vreo problemă, să vii să o digeri aici, liniștit. După aia, după ce am încetat relația cu fata respectivă, eu am tot obișnuit să vin aproape în fiecare an și de Paști, dar și așa pur și simplu să aprind o lumânare sau să mai stau puțin să mă gândesc. E ciudat că abia după ce am intrat la facultate și eram actor, am aflat că această biserică e numită Biserica Actorilor. Atunci când eram în clasa 12, n-aveam acest gând să dau la teatru sau nu aveam nicio legătură cu actoria. Și totuși s-a întâmplat să ajung la facultatea de actorie, actor, și să îmi dau seama că totuși legătura era făcută dinainte, fără ca eu să știu. Mi-a mai arătat locul după aia Andrei, actuala mea soție. Bineînțeles că i-a plăcut, cred că oricărui om i-ar place aici. Este așa, parcă e în afara orașului, e extra urban. Într-un fel e mai bine că nu e așa un spațiu foarte populat și oamenii în general cred că au tendința de a distruge lucrurile frumoase fără să-și dea seama. Și atunci e mai bine că e mai puțin vizitat. E un loc special pentru mine. Aici, sus pe deal.